EarnCinity este un site de unde poți face bani vizionând videouri și făcând survey-uri. Accesând tabul Earn, ai acces la toate videourile și serverurile de pe site, iar pentru a face coinuri în plus, poți redai un follow pe Twitter și vei primi cele 250 de puncte. La fel puteți face și cu serverul de Discord și veți primi cele 250 de puncte. Puteți verifica zilnic Twitter-ul celor de la EarnCinity pentru că aici fac giveaway-uri zilnice. Pentru a scoate banii din punctele pe care le-ați făcut, puteți merge la shop și aici aveți metode pe cum PayPal, BitSkins și OPSkins. Accesați acum EarnCinity folosind linkul din descriere. Vă salut, prieteni, și bine ați venit pe canalul Tutoriale Gratuite. În acest video, după cum v-am obișnuit eu de obicei la început de an, fac un video de acest gen în care vorbim puțin despre monetizare pe YouTube, cât de eficient este, dacă sunt ceva schimbări în comparație cu anul trecut și așa mai departe. Respectiv, în acest video voi prezenta câteva noutăți, câteva update-uri cu privire la canalul meu și voi exemplifica toate treburile astea în următoarele minute. Haideți să mergem la studiul de creație și să intrăm în Analytics pentru a putea exemplifica toată treaba mult mai ușor. Mergem și intrăm la Analytics și apoi voi merge și voi selecta ultimile 30 de zile ca să fie totul ok. Da, după cum vedeți și voi, sunt câteva statistici la canalul meu care sunt în scădere, deoarece în ultimele două săptămâni nu am postat. A fost o întreagă poveste, dar poate că cu ocazia altui video voi explica tot ceea ce s-a întâmplat. Deci, haideți să vorbim puțin despre monetizarea pe YouTube. Vreau să vă zic că ceea ce vă voi arăta eu în acest video este valabil doar pentru canalul meu. Pe canalul vostru, acea rată sau acel procent la 1000 de vizualizări poate fi mai mare sau poate fi mai mic. În principiu, ceea ce determină acel procent este CPM-ul. CPM-ul este practic procentul de bani pe care îl primești la 1000 de vizualizări, da? Deci acest procent este la rândul său un factor determinat în principal de durata de vizionare, durata media vizionării, bineînțeles, și bineînțeles câte reclame apar în momentul acela de vizionare al videoclipului. Aici intervine și alt factor, locul sau locația de unde vizionează persoanele respective. Dacă aveți persoane care urmăresc videoclipurile voastre și din alte țări, sau aveți un canal în engleză și vizionează videoclipurile voastre persoane preponderent din America sau alte țări vorbitoare de limba engleză, asta înseamnă că veți avea un CPM mult mai bun, pentru că în România CPM-ul este destul de slăbuț. O altă chestie care determină acel procent la 1000 de vizualizări este network-ul în care vă aflați. Network-ul este practic firma care se ocupă cu generarea de bani, cu monetizarea și așa mai departe. În cazul meu, eu am plecat de la AdSense pe la finalul anului trecut și am mers la network-ul celor de la Cat Music. Nu o să dau foarte multe detalii, nu știu sigur cât am voie să vorbesc despre chestia asta, dar ca idee asta s-a întâmplat și cam asta este toată actualizarea asta cu canalul meu. Haideți acum să trecem la date exacte și să vedem cât fac eu la 1000 de vizualizări. Pentru asta ce vom face noi? Vedeți și voi, la 391.000 de vizualizări facem $126. E bine, la 1000 de vizualizări cât vom face? Vom face rapid o regulă de 3 simplă, înmulțim 1000 cu 126,32 ne dă 126.000 și asta, numărul acesta îl vom împărți la 391.388, 391.388 și dăm egal și practic acesta este procentul pe care eu îl fac la 1000 de vizualizări, $0,33 la 1000 de vizualizări. Ce înseamnă treaba asta? Înseamnă că monetizarea pe canalul meu a crescut destul de bine și destul de mult. Dacă vă amintiți voi, videoclipul pe care l-am făcut în 2017, rata de vizualizare sau procentul acela la 1000 de vizualizări era pe undeva pe la 0,11 și în 2018, la începutul anului trecut, rata era undeva pe la 0,16, e bine, după cum vedeți acum este 0,32, deci s-a cam dublat, ceea ce este foarte, foarte bine. Repet, toate aceste statistici și practic acest procent la 1000 de vizualizări este diferit pe fiecare canal, la voi poate fi mai mare, poate fi mai mic, am specificat în acest video toți factorii. Deci cam ăsta a fost videoul, dacă vi s-a părut interesant, nu uitați să lăsați acolo un like și un comentariu cu părerea voastră despre toată această chestie cu monetizarea și cam cât aveți voi procentul, chiar aș vrea să știu acolo în rubrica de comentarii. De asemenea, dacă vreți să mai fac videouri de acest gen legate de monetizare pe YouTube, puteți să spuneți în rubrica de comentarii și eu pot să mai fac videouri de genul acesta. Am fost Emi, voi ați fost pe canalul oficial Tutoriale Gratuite, până data viitoare, eu vă zic la revedere!